Povestea pasiunii pentru tirul cu arcul a început în clasa 9-a, când, îndrumată de colegi, Maria a intrat în lumea acestui sport intrigant și complex. De la o simplă curiozitate, tirul cu arcul s-a transformat rapid într-o pasiune puternică, alimentată atât de conexiunea cu arcul său, cât și de atmosfera din cadrul competițiilor. Astfel, Maria a reușit să combine armonios cele două pasiuni, dedicându-se atât studiilor universitare, cât și antrenamentelor riguroase. La început nu a fost chiar o pasiune, am început în liceu la îndrumarea unor colegi care practicau deja acest sport și cumva din cauza grupului de prieteni. Dar pe parcurs a devenit într-adevăr o pasiune, mai ales prin natura sportului, pentru că nu este un sport atât de popular și este și un sport individual. Se creează și o conexiune cu echipamentul. Ultima competiție a fost campionatul din iarnă, acum din februarie, la care am luat locul 2 la individual, la seniare. În sportul nostru, așteptările e de preferat să nu existe, fiind și un sport cu latură psihologică, ca să spun așa. Așteptările, dacă ne le creăm, pot fi în dezavantajul nostru. Absolventa Colegiului Național de Artă George Apostu din Bacău, Maria a fost atrasă și de științele exacte, iar domeniul peisagistic s-a dovedit a fi perfect pentru a-și urma inclinațiile. Cu încredere, ea a depus dosarul doar la USV Iași, fiind convinsă că acesta este drumul pe care își dorește să-l urmeze. Performanțele sportive remarcabile ale Mariei nu trec neobservate. Ea se poate mândri cu titlul de campioană națională la junioare outdoor la tir cu arcul, având în palmares și alte succese la nivel național și internațional. Participarea la competiții de prestigiu în Slovenia, Italia și Grecia demonstrează angajamentul și abilitățile sale remarcabile în acest domeniu.